Salutare prieteni, astăzi vreau să discutăm despre cum îți verifici singur instalația electrică. Este foarte important să facem asta, în special să verificăm dacă siguranța diferențială funcționează și dacă este montată sau dacă este montată corect. În baie nu mai trebuie să discutăm cât de important este, este umezeală, nu se acceptă sub nicio formă fără diferențială pe circuitul de prize din baie, care alimentează baia. În al doilea rând, este foarte important că atunci când ne mutăm într-un apartament nou să testăm toate prizele din bucătărie, pentru că este posibil să punem mobila de bucătărie și să ne trezim după ce montăm blatul și toată mobila de bucătărie, să ne trezim că atunci când băgăm cuptorul în priză, sare siguranța. Evident că ne vom gândi că este cuptorul defect și îl vom duce la garanție, probabil. Sau mașina de spălat vase sau ce mai avem noi prin bucătărie, mașina de spălat. Atunci când ne mutăm într-o casă nouă, de obicei și lucrurile sunt noi, electrocasnicele. Este o poveste adevărată pe care am citit-o într-un forum. Am căutat acea postare, dar nu am mai găsit-o, că aș fi vrut să vă arăt și vouă. Omul pur și simplu a băgat cuptorul în priză, i-a sărit siguranța și l-a dus la garanție. Se poate întâmpla, nu este nimic extraordinar. Deci este foarte, foarte important într-un apartament nou să verificăm prizele înainte să ne apucăm să punem mobila prin casă sau electrocasnicele. Haideți să vedem în niște filmulețe despre ce este vorba. Aici am verificat diferențiala, după cum puteți vedea în această imagine. Testerul are cele două luminițe roșii aprinse, PE-ul și L-ul, adică faza. Și dacă ne uităm pe această, să zic așa, legendă, vedem că este corect în acest moment. Deci este corect, uitați aici cele două LED-uri aprinse, le avem și noi aprinse exact acele două LED-uri. Și haideți să vedem cum se comportă la test. Aici avem o diferențială Siemens de tip A, apăsăm butonul, observăm că siguranța a decuplat și a făcut treaba fără niciun fel de problemă. Vom ridica siguranța, evident. Am vrut să vă arăt aici că este de tip A. Este foarte important, dacă aveți tip AC, să le schimbați când aveți posibilitatea. Am ridicat siguranța diferențială și după cum vedeți, releul de tensiune așteaptă o perioadă până când o să dea drumul la tensiune în toată casa. Evident că circuitul de router în acest moment este alimentat pentru că este înainte de releul de tensiune. După cum se poate vedea, este deja curent înainte ca acest dispozitiv să ne livreze tensiune în casă. Haideți să vedem al doilea filmuleț. Deci acest filmuleț ne-a arătat testarea diferențialei. Cele două LED-uri indică și faptul că faza este pusă în partea dreaptă. Dacă faza nu este pusă în partea dreaptă, nu se vor aprinde LED-urile care indică că este corect. Și evident ar trebui inversat. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă inversăm nulul cu PE-ul. Evident că acest device nu va sesiza acest lucru. Observăm cele două LED-uri aprinse care ne indică că totul este corect. Ne indică că faza este în partea dreaptă. Trebuie să lămurim că I7 nu cere expres ca faza să fie în partea dreaptă, dar prin convenție
toată lumea pune faza în partea dreaptă și de asemenea producătorii de ștechere din acelea la 90 de grade, care pur și simplu coboară gen de frigider, întotdeauna vom găsi faza pe conductorul maro. Deci se ține cont de acest aspect și e bine să ținem și noi cont de acest aspect când montăm o priză. Faza întotdeauna în partea dreaptă. Observăm că PE-ul este inversat cu nulul, dispozitivul nu reușește să își dea seama de această problemă pentru că este un sistem de împământare TNCS și evident nulul și PE-ul sunt unite în firita de pe palier. Și atunci dispozitivul nu poate să își dea seama, dar după cum vedeți, în momentul în care acționăm butonul de test al diferențialei, acesta nu face nimic. Pentru că, evident, sunt inversați cei doi conductori. Deci este foarte important acest aspect. Aici am văzut acest filmuleț. Haideți să-l vedem și pe următorul. În acest filmuleț vom verifica căderea de tensiune cu acest dispozitiv. Am folosit un aspirator pentru acest lucru. După cum vedeți, în momentul în care conectez aspiratorul, cade cu câțiva volți. Evident, este în parametri pentru că I7 cere undeva la 5% pentru căderea pentru prize. Și în cazul în care vorbim de 230 de volți, este undeva în jur de 11 volți, 11,5 volți. Deci căderea de tensiune este ok, este în parametri. Dacă am fi avut un contact imperfect undeva, bineînțeles că atunci căderea de tensiune nu ar mai fi fost de 2-3 volți, ar fi fost de peste 11 volți și ne-am fi dat seama că avem o problemă pe acel circuit. Încă ceva, chiar dacă de exemplu când băgăm în priză un consumator mare clipesc becurile, știm că avem o problemă pe general, avem o problemă acolo unde se unesc cele două circuite de priză și de iluminat. Dar nu este musai să fie din casă, poate să fie și din firida de pe palier sau în cazul unui bloc nou, foarte probabil să fie din exteriorul apartamentului. Deci nu întotdeauna atunci când avem o problemă în casă este din casă. Nu trebuie să ne axăm acum să spargem toți pereții, să căutăm toate dozele pentru că ne clipesc becurile când băgăm un aspirator în priză. Trebuie să ne asigurăm că este din apartament. Cum facem asta? Măsurăm cu un aparat de măsură sau cu un astfel de dispozitiv direct în tablou să vedem dacă avem cădere de tensiune și în tablou. Dacă este din casă, la intrarea în general ar trebui ca căderea să fie mult mai mică. Dacă căderea de tensiune este mare și când punem pe general, înseamnă că problema nu este din apartament, problema este din exteriorul apartamentului. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.